Postul Crăciunului începe în 15 noiembrie și se va încheia peste 40 de zile, în ziua de 24 decembrie. Este primul post din anul bisericesc, iar ca importanță este al doilea după postul Paștelui. Se spune că în această perioadă creștinii ortodoxi care postesc se curăță atât trupește cât și sufletește, acest post fiind unul al bucuriei în așteptarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere al alimentației, postul Crăciunului este mai ușor decât cel al Paștelui, având multe dezlegări la pește, unde lemn și vin. Chiar și așa, obiceiul nu poate fi respectat întocmai de giurgiuveni, pentru că prețurile la legume sunt prea mari pentru buzunarele lor. Prețul unui kilogram de fasole pornește de la 9 lei și ajunge până la 12 lei, iar un kilogram de conopidă costă 2 lei. Din meniul de post nu pot lipsi cartofii, care pot fi cumpărați cu aproape 2 lei kilogramul, dar și dovlecei cu 5-6 lei kilogramul. În aceste condiții, oamenii spun că preferă carnea și, în principal, mâncarea de dulce, în detrimentul celei de post. Care este meniul în post? Zarzavaturi, fără carne, pește. Prețul cum vi se pare? Acceptabil. Prețul e scump, e pensia mică. Ce mai? Prețurile sunt așa că sunt mari pentru pensiile noastre. Nu va ajung banii să ține și post? Nu, nu. Mâncarea de post e mult mai scumpă decât cea de dulce. Un studiu arată că obiceiul de a ține post este mai rar întâlnit în rândul tinerilor. Astfel, 2 din 3 tineri cu vârsta până în 30 de ani nu postesc, în timp ce aproape jumătate dintre persoanele peste 30 de ani nu au acest obicei.